Ne apropiem în această dimineață de capitolul 2 din cartea 2 Petru și vom studia cel mai lung capitol în această epistolă despre falsi învățători. Dar așa cum obișnim, v-aș invita să facem împreună o recapitulare a structurii acestei epistole. Capitolul 1 vorbește cu precădere pentru sau despre despre credincioși, că toată epistola vorbește credincioșilor, capitolul 2 despre farși învățători, da, și capitolul 3 despre bajocoritorii venirii Domnului Isus Hristos. Ne vom uita astăzi la primele două versete, primele două versete jumate și versetul 3 o parte. Și aș vrea să am un mesaj introductiv despre uh, această invazie a falșilor învățători uh, asupra căreia ne atenționează Apostolul Petru. Câteva observații introductive. Uh, cum am mai spus, capitolul 2 este cel mai lung capitol și este notabil lucrul acesta, uh, mai ales datorită tendinței noastre în postmodernism spre toleranță spre a trata foarte rapid lucrurile negative. Noi să se vedem partea plină a paharului. Am întâlnit persoane care erau de acord, adică era evident că unii învățători erau impostori pe față și zicea da, dar au spus și lucruri bune. Când au fost la noi, au spus și lucruri bune. Și cred că Petru nu degeaba dedică atât de mult spațiu pentru a ne oferi un portret complet, sau cel puțin în linii principale, un portret complet în linii principale, ale acestor falși învățători. Am spus și repet, această epistolă nu urma să fie citită undeva la comitet. Cum să spui public că unii falși învățători îți niște dobitoace fără minte? Cum să spui public așa ceva? că ca niște animale. Proaste ca niște animale. Asta înseamnă dobitoace fără minte. Corinesc, să știți, e foarte finuț în traducere. Sunt alte traduceri care vă pot ajuta. Din fire sortite să fie prinse și nimicite. Nu, no, cum, 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 Le scapă ochii de prea curvie. Cum să spui asta în public? Cuvântul ăla cu P. Am auzit un frate predicator. Cuvântul ăla cu C sau cuvântul cu P. Cum să spui public că sunt un învățător la care le scapă ochii de prea curvie? Petru nu are o problemă cu asta. Gândiți-vă că Petru scrie către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Scrie tuturor credincioșilor. Nu scrie doar la o biserică specific. Sau dacă citiți introducerea în întâi sale epistolei, zice către aleșii care trăiesc ca străini prin Pont, Calatea, Capadocia, Asia și Bitinia. Adică această epistolă a să fie citită în public, în multe adunări. Și nu doar în multe adunări, după 2000 de ani a ajuns să fie citită sau trebuia să fie citită. Că nu e convenabil să fie citită. Trebuia să fie citită în toate adunările. Asta e intenționat Dumnezeu prin fiecare epistolă, nu doar prin epistola 2 Petru. Ni se spune deseori că lucrurile negative trebuie tratate în privat, nu? Și eu sunt de acord că există lucruri negative care trebuie tratate în privat și ar fi total lipsit de înțelepciune, adică ar fi prostie crasă, pură, dacă tu ai avut o problemă cu nevastă ta sau cu frate tu sau cu soacră ta sau cu socrul tu sau nu mai știu cu cine, o problemă privată între voi să te duci să o fluturi afară, da? Primul lucru care trebuie făcut e să te duci să rezolvi în privat, da? E o chestiune privată, rezolvă în privat. Ai nevoie de altcineva, nu populariza din rând. Ia un frate, doi, să te ajute să rezolvați problema, da? un frate sau doi care maturi, nu care-ți dau ție dreptate, da? Dar, în același timp vedem că Petru, și vă uitați și la Pavel, când vine vorba despre învățători falși, și apoi vă uitați la Domnul Isus și vă uitați la Ioan, când vine vorba de învățători falși, ei tratează problema asta public. Public. Petru nu se teme, domnule, dacă s-ar potrivi un prezbiter din adunare cu portretul pe care îl face el în 2 pentru 2. Numai bine. Ajuns să fie scos la evială. Ei nu au nicio teamă cu privire la uh, lucrul acesta, cu privire la lucrul acesta. Și cred că Petru în a doua epistolă, în capitolul 2 cu precădere, arată o dragoste deosebită pentru adunare. O dragoste deosebită pentru adunare. Dacă noi înțelegem gravitatea predicării învățăt unor învățături false, dacă înțelegem cât de grav e lucrul ăsta în ochii lui Dumnezeu, dacă înțelegem ravagiile, și istoria bisericii pe scurt ne poate arăta ravagiile pe care o singură învățătură greșită le poate face în biserică. Pentru sute de ani, ravagii spirituale, morale, pe care o singură învățătură le poate face în biserică. Dacă înțelegi lucrul ăsta, îți dai seama că ceea ce face Petru în capitolul 2 este să arate o dragoste extraordinară pentru adunarea Domnului Isus Hristos. El iubește adunarea și pentru că iubește adunarea vrea să protejeze adunarea de această otravă a învățăturilor nesănătoase. De acești oameni falși care au ajuns să distrugă spiritual și moral multe, multe adunări. Prin extraporare, prin extindere la noi astăzi, noi nu doar ne vom uita la ce face Petru, ci noi înșine trebuie să imităm exemplul lui Petru dacă iubim cu adevărat Biserica Domnului Isus Hristos. Ca și învățători și ca și persoane individuale. momentul în care am înțeles din Sfânta Scriptură care este portretul impostorilor, falșilor învățători, oamenilor care aduc erezii nimicitoare, dacă am înțeles portretul ăsta, este o dovadă de dragoste. De dragoste să avertizez oamenii. Eu, dacă mi-aș lăsa fiul meu să se nenorocească pe sine, în fel și chip, cum e posibil în lumea aceasta, eu arăt ură față de el, nepăsare, de lăsare față de el. Același lucru sau mai cu seamă lucrul acesta este valabil când vine vorba de lucrurile spirituale. Am spus fratele Mihai, mi-a prezentat o imagine cu privire la ceea ce se întâmplă astăzi și mi s-a părut foarte sugestivă. Suntem într-adevăr mai atenți cu ceea ce punem în farfurie decât cu ceea ce ne pun alții în față ca să mâncăm și să băgăm în sufletele noastre. Din păcate. Nu? Mai ales dacă unii au vreo boală sau ceva, domnule, atâta piscălește și pune atâtea grame de brânză, atâtea grame de nu știu ce, atâtea grame de iat, Foarte atât. Nu e nicio problemă cu asta. Dar ce atenție dăm la ceea ce băgăm? Frate, nu judeca. Frate, sunt și domnului să nu ne atingem. Gata, am scos niște versete din context și am făcut harcea parcea toată Biblia. Cam asta se întâmplă în realitate astăzi. Când a fost ultima dată sau ultima predică pe care ați auzit-o pe 2 pentru capitolul 2? Eu m-am auzit una pe internet. Dar în viața mea eu nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte. Poate dumneavoastră, care sunteți de mai mult timp credincioși, ați auzit uh, lucrurile acestea predicate, eu nu am auzit. Este greu să predici așa ceva. Este greu uh, pentru simplu fapt că deodată te expui pe tine însuți care predici lucrurile acestea, nu? Adică ajuți adunarea să te depisteze pe tine înainte să depisteze pe alții, nu? Um, în concluzie, uitându-ne la starea de plâns a bisericii de astăzi, Cred că este ușor să observăm că cei care trebuiau să protejeze biserica n-au făcut-o. N-au făcut-o. După cuvântul lui Dumnezeu n-au prezentat aceste portrete în fața adunării. Așa că biserica fără filtru spiritual, fără discernământ spiritual, a permis lupilor răpitori, cum îi numește Apostol Pavel, să se suie la învoane, să acceadă, să ajungă în funcții de învățători, da? Și să ducă adunările spre pășuni otrăvite. Eu îmi voi da silința ca, în continuare, să aplic acest pasaj la învățători și nu la dumneavoastră. Deși s-ar putea să ne regăsim în anumite aspecte, dacă ne regăsim Dumnezeu să ne dea pocăință, dar scopul principal al acestor mesaje este ca să dobândim acest filtru spiritual prin care putem discerne ce este sau nu este un fals învățător. Nu să stăm noi, mă, eu cred că el e un fals învățător pentru că... Nu. Ce spune Biblia despre ce este un fals învățător? Să știți că dacă aș. sau dacă am predicat pasajul acesta, sau l-am studiat așa, la modul general. Luăm niște principii generale. Nimeni n-ar fi deranjat. Problema știți când este. Problema este când mergem la detalii. Dacă Biblia spune aici, de exemplu, vă dau un exemplu. Că ei, lăcomia lor, vor căuta prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. E foarte general asta să aibă un câștig de la voi. Noi știm că Biblia vorbește despre susținerea slujitorilor, susținerea financiară. Care e linia aceea de demarcație în care depistez un învățător nu este doar susținut financiar de biserică, ci ăla de asta este în biserică, ca să jecmănească biserica, ca să tragă blana de pe, de pe oi, da? Care Cum ne dăm seama? Și aici devine problema. Că trebuie să faci aplicații practice și să arăți cum impostorii să folosesc de adunare pentru a extrage din adunare, da? Pe ei nu au niciun interes spiritual. Pe ei nu interesează de sufletele oamenilor din adunare, de destinul lor veșnic. Pe ei interesează de banii, de averile celor din adunare, da? Și vor fi anumite semne pe care le vom putea vedea chiar în jurul nostru și pe care trebuie să le vedem și să depistăm falșii învățători. În primul rând aș vrea să subliniez în această dimineață predecesorii facelor învățători. Uitați ce spune Scriptura în versetul 1. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși la timpul trecut. În care norod? În Israel. Pentru că cu precădere apostolul Petru scrie evreilor. Cu precădere. Erau credincioși dintre neamuri. Dar cu precădere. De exemplu, dacă citiți, cartea, dacă citiți capitolul 3, el spune așa. Versetul 3. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni bajocoritori prin de bajocori care vor trăi după poftele lor și vor zice. Unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Ăștia par să fie evrei și cei mai mulți comentatori sunt de acord că ei sunt niște bajocoritori ieșiți dintre evrei. Niște ate evrei, niște seculariști evrei care spuneau, da, da, ni s-au făcut promisiunea părinților noștri, dar de când au trecut părinții noștri și până acum, de fapt, nu s-a întâmplat nimic. Îi abureală treaba asta cu venirea Domnului, da? Și Petru face, îi duce pe acești oameni în contextul pe care ei îl cunoșteau foarte bine și face o comparație între biserică și Israel și între profeții mincinoși de atunci și învățătorii mincinoși de acum, nu profeții mincinoși de acum, cu alte cuvinte, Petru presupune că funcția la care vor încerca să ajungă oamenii, cum au încercat în trecut să ajungă la profeție, funcția la care acum vor încerca să ajungă nu este funcția de profet, ci funcția de învățător. Foarte important. După, după de exemplu, dacă ar predica un carismatic de aici, mai simplu pentru el ar fi să spună textul așa. Cum în noroc s-au ridicat și proroci mincinoși, așa și între voi vor fi proroci mincinoși. Că ei încă cred că mai sunt proroci astăzi. Dar Petru nu asta spune. Spune, în poporul Israel au fost proroci, acum odată noi ce am primit Cuvântul lui Dumnezeu, scriptura, avem ce? Învățători care ce fac? Expun sau ar trebui să expună, să învețe Cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu că vor fi și între noi proroci mincinoși. Ăștia din start nu mai... Nici nu mai să spui, frate, uite, o adus nu știu cine, nu știu ce revelație. E, start, știi ce e acolo. Nici nu trebuie să gândești foarte mult la lucrul acesta, da? Noi vorbim aici despre învățători, nu despre profeți. Ăștia din start i-am pus în categoria la cutiuța cu eretici fără să discutăm prea mult, da? Fără Eu nu zic că nu sunt oameni bine intenționați care cred că au revelații de la Dumnezeu, da? Or fi, nu zic, da? Un alt lucru care a fost pentru mine, pentru sufletul meu personal, a fost încurajator în capitolul 2, este următorul lucru. Și am, am tins așa o perioadă de timp să vorbesc uh, derogator sau să vorbesc așa plin de dezamăgire și de frustrare despre biserica secolului 21. Că vremea în care noi trăim, că vremurile de pe urmă, că nu știu ce și nu știu cum. Domnule, uitați-vă, frați și surori, oameni buni, uitați-vă în Biblie că Domnul Isus Hristos, Pavel, Ioan, Petru, cei care au scris epistole, ne-au avertizat de la bun început care va fi situația. Corect sau nu? Îl spune și în capitolul 2, îl spune și în capitolul 3. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni bajocoritori. Nu spune s-ar putea să vină. Sigur o să vină bajocoritori care o să nege venirea Domnului Iisus. În capitolul 2 îl spune foarte clar. În noros s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși. Deci nu trebuie să te descurajeze Imaginea aceasta dezolantă a bisericii, că este dezolantă, este descurajantă la un moment dat. N-ar trebui să te descurajeze pentru că te uiți în cuvântul lui Dumnezeu care te-a avertizat deja că lucrurile acestea se vor întâmpla. Că lucrurile acestea se vor întâmpla. Noi am fost avertizați în avans că în, vor, că în biserică vor fi învățători mincinoși. Da? Am fost avertizați în avans. Bun. Interesant că textul acesta nu ne spune că oamenii aceștia au devenit învățători mincinoși. Zice cum și între voi vor fi învățători mincinoși și descrie asta identitatea lor. Sunt învățători mincinoși. Este important să precizăm lucrul acesta de ce? Niciunul dintre noi nu predică Biblia la perfecțiune. Nu există om pe suprafața pământului care să nu greșească niciodată în predicare sau în interpretare. Nu există așa ceva. Asta e un lucru. Și al doilea lucru, care este foarte diferit de primul pe care l-am spus, este să fii un eretic calificat, să fii fals învățător prin tine însuți. Deci nu că te-ai ridicat odată și pentru că n-ai observat bine textul, pentru că nu l-ai studiat bine, pentru că ai scos din calcul anumiți factori, ai ajuns să spui un lucru greșit. Asta e una. Și alta e să fii învățător mincinos. Să fii fals învățător, da? lui, să fii pseudo-învățător, un fals învățător, asta e total diferit, da? Ei n-au devenit falși învățători între timp. Au greșit în anumite lucruri pe care le-au spus. Ei erau prin ei și și identitatea lor asta era. Ei erau falși învățători, ei erau falsi învățători, da? Comparația este clară, profeția este clară, avertismentul este clar. Acum haideți să ne uităm la poziția acestor oameni. Spune scriptura, s-au ridicat și prorocii mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși. Învățători mincinoși. De ce oamenii aceștia vor să ajungă în funcția asta? De ce ar vrea cineva să fie învățător? Păi ăsta este un loc prin care influențezi. Dacă ai interese meschine, dacă ai interese necurate, dacă ai interese parșive, perverse, pentru bani, pentru curvii, pentru tot felul de lucruri, care e cel mai bun loc decât într-un loc în care ai influență? Un loc care este apreciat de oameni, nu? Un loc care este respectat. Un loc față de care oamenii, mulți oameni fără să vrea, lasă garda jos. Domnule, de ce? Fiindcă el, el n-ar putea niciodată să facă lucru cu tare sau cu tare. Și-o lăsa garda jos. Înțelegeți? O lăsa garda jos. Și de aceea ei fug spre funcția asta. Vor să ajungă la funcția asta, da? Vedem aici cât de important este să veghem unii asupra altora, da? Să veghem unii asupra altora. Petru ne arată, el nu neagă că noi am fi duhovnicești, că oamenii aceștia sunt creștini, dar Petru ne arată suficient de clar că între noi, indiferent cât de duhovnicești am fi noi, se vor ridica învățători mincinoși. Întrebarea practică pentru noi se pune și este în felul acesta. Se pune în felul acesta. Cât de pregătiți suntem noi ca să depistăm la timp oamenii aceștia? Cât curaj. Ce capacitate spirituală avem noi? Ce înțelepciune avem noi ca atunci când ne-am descoperit pe oamenii aceștia să pune rapid pe linie moartă? Pentru că un învățător mincinos, ca un lup care este, când a intrat în turmă, lui nu-i trebuie mult timp ca să înceapă jaful. El o să înceapă rapid lucrul ăsta. Și ăsta e motivul pentru care și-a luat blana de învățător. Da? Și-a luat blana de învățător. Spunea cineva uh, cei mai... Care variantă e mai rea? Să fii uh, uh, lup între oi sau să fii fals învățător între oi? Și lupul a intrat între voi și mai mușcă o aie două. Dar ce e să fii ciobanul? Ce înseamnă să fie ciobanul? Nu să vină un lup. Da? Ciobanul, păstorul, să fie fals învățător. Adică el să fie lupul. Lupul conduce turma. Nu că lupul a venit din exterior și mai ia câte o oaie din turmă, ci însuși lupul e șeful turmei. Asta e cea mai mare tragedie. Și Biblia ne arată că se poate întâmpla asemenea tragedii cu adunările da? asta e poziția la care ei uh, uh, ajung haideți să ne uităm apoi în al treilea rând la procedeul folosit de acești oameni, uitați ce spune Scriptura care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, adică asta nu vine într-o dimineață și spune fraților auziți e foarte drăguț că am venit aici, cântăm că lăudăm pe Dumnezeu, Dumnezeu există dar nu vă mai imaginați că Domnul Isus o să vină. Fii serios. Adică noi suntem oameni cu minte la cap. Noi vedem că nu, lucrurile nu sunt așa. Adică nu stați stresați așa cu poveștile astea, cu răpirea, că vine și ne ia deodată fără să știm niciunul. Nu, mă frață. Stați de liniștiți. Adică trăiți viața liniștit, de ce vă stresați degeaba, da? El nu vine deodată să spună lucrul ăsta. El nu vine deodată să spună că nu există înviere. Deodată te trezești cu o parte din biserica din Corin. nu mai crede în înviere. Deodată te trezești cu o parte din biserica din Tesalonic, crede că deja ziua o Domnului a și venit. Cum, domnule, că pe Pavel l-a predicat Nu a venit deodată să spună lucrurile astea? El nu vine deodată să spună, auziți! Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, nu trebuie să fie și stăpânul nostru. E suficient că e mântuitorul nostru. Nu trebuie să fie stăpânul nostru, să uh, chestia asta cu trebuie să ne luăm crucea în fiecare zi, să ne le de noi înșine, să luptăm împotriva firii, să ni se împotriva noastră. Astea sunt chestii din astea vechi. Nu vă luați, noi suntem liberi în Hristos. El nu vine să spune deodată lucrul ăsta. Își face adept, spune Scriptura, că vor strecura pe furiști. Știți ce este interesant? Ăsta e un lucru pe care eu l-am observat, un lucru de care eu m-am făcut vinovat, este că procedeul acesta de a strecura pe furiști este folosit de multe ori de învățători adevărați. Vă spun în ce fel. Este un învățător adevărat, un păstor pocăit, care este într-o adunare care e aproape apostată. Și el se gândește, cum aș putea să ducă adunarea asta înapoi pe calea Domnului? În mai multe domenii, în viața bisericii, să o ducă înapoi pe calea Domnului. În învățătură, în practică și așa mai departe. El știe că dacă s-ar duce public să spună de la învon, sau la adunare generală, sau la comitet, ce intenționează, el știe că ăștia l-ar executa rapid și l-ar pune pe linie moartă. El știe asta. Și el, ce metodă adoptă el? Metoda falșilor învățători. El nu e eretic în doctrină. El e eretic în practică. El spune, domnule, nu te poți duce să spui public la oameni despre predestinare, despre trăirea în sfințenie, despre o grămadă de lucruri. Nu! Folosești așa, fie un limbaj dublu, un limbaj general, aduce așa vorba, dar prezenți lucrurile așa mai neclari, cine înțelege să înțeleagă, cine nu, nu, în caz că cineva te trage la răspundere să spui, frate, eu nu am spus ce-o spus Biblia, acum știți cum sunt mai multe interpretări pe pasajul ăsta, fiecare înțelege cum vrea și te-ai și ai scăpat. Lucrezi ca un fals învățător, tu nu ești eretic în doctrină, ești eretic în practică. Și se întâmplă lucrul ăsta deseori. Este minciuna aceasta și vă spun, minciuna aceasta este învățată de oameni mari. Nu să fie eretic în doctrină, ci în practică. Să adopți procedeile de lucru ale falcilor învățători. Lucrurile ușor, frate, nu trebuie să spui frontal. Nu trebuie să spui frontal. Dacă te duci să spui direct în public că cineva care trăiește în curvie trebuie pus sub disciplină sau exclus, dacă spui așa ceva, băieți, te-o rezolvat. Că sunt prea multe cazuri la noi și nu avem. Nu, deci nu se poate așa ceva. Nu, nu, nu suntem, nu suntem compatibili. Noi nu suntem compatibili cu tine, frate. Nu sunteți compatibili cu Biblia. Dar eu, ca să. Pentru că eu iubesc adunarea și vreau să o duc pe calea dreaptă, cred așa că pot înclina vaporul. Știți, vorba asta că dacă întori vaporul deodată, îl rupi în două. O, e așa ușurel, știi? Și te trezești după 10 ani, 15 ani, că nu e întors tu ușurel pe ei. Că te-o întorci ei ușor el pe tine. Cam asta vezi, știți? Vezi lucrul ăsta, din experiență vă spun, vezi lucrul ăsta după 2 ani jumate. Nu după 10 ani sau 15 ani. Oricât de cocoș ai fi tu, de deștept și de mare și tare te crezi. În momentul în care ai început să ciuntești adevărul. Sau să crezi că poți să spui adevărul voalat. Sau să crezi că poți spune jumătate de adevăr și o să faci ceva cu treaba asta, te înșele amarnic. Asta este, asta este un procedeu a ereticilor. Eu cred că există e necesară înțelepciunea. În ce privește felul în care vorbești, momentul în care vorbești, nu mă înțelegi greșit. Deci nu zic că toți trebuie să fim niște zăpăciți, noi care trebuie să vorbim orice, oricând, că noi nu avem niciun fel de restricție. Nu la asta mă refer. Ci mă refer la faptul că pe o perioadă lungă de timp se vede în viața ta aplicarea acestor metode a farșilor învățători. Tu totdeauna ai luat din Sfânta Scriptură înțelepciunea ca șerpii. Numai că ai adoptat și uh, ai pierdut răutatea, lipsa de răutate a porumbeilor, știți? Sau puritatea porumbeilor. Cam asta e problema. Da? Ai devenit un șarpe. Și sunt mulți oameni ăștia. Oricum l-ai prinde, el scapă, să strecoară. Orice o spus, el o scăpat. Da? Asta, nu este o metodă pe care o aplică copiii lui Dumnezeu. Asta nu este o metodă pe care o aplică copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu sunt sinceri, copiii lui Dumnezeu trebuie să iubească adevărul să predice adevărul și așa mai departe. Gândiți-vă la istoria bisericii. Luăm numai reforma. Ce ar fi fost dacă reformatorii ar fi spus, mă, nu te poți duce tu în biserica catolică și să spui că ăștia predică o evanghelie în farsă. Asta e o nebunie curată. Nu te poți să, spui, să te duci să le spui la ăștia că popii lor e fals, că botezul lor e fals și că biserica lor este falsă. Nu ai cum să spui așa ceva. Cum să spui așa ceva public? Dom'le, să face răzberiță, să face tulburare în adunare, să face schismă în adunare. Inițial, Reformatorii nici n-au vrut, nici n-au vrut să facă, ei n-au vrut să facă schismă, i-au vrut să rămână în biserica catolică. Până la punctul în care Dumnezeu i-a constrâns și le-a arătat că așa ceva nu se poate, că lumina cu întunericul și s-a dovedit și din partea bisericii catolice că nu se putea face niciun fel de reformă. Și reforma care s-a făcut în biserica catolică, contra reforma a fost o contrareformă împotriva Evangheliei în care s-a anatemizat pe față neprihănirea numai prin credință, neprihănirea numai prin har, neprihănirea numai pe Hristos. S-a anatemizat în canoanele lor Evanghelia și biserica adevărată. Și și-au dat seama că lucrurile nu merg așa. Dacă reformatorii ziceau, nu, 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 când au văzut că se tulbură apele, nu, 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 stați liniștiți, mă, mă hai să lăsăm o mai ușor. Nu, e, nu venea la lumină Evanghelia, nici până ziua de astăzi. Dar oamenii au înțeles că nu pot să meargă cu procedeile acestea ale eret, ereticilor, da? Așa că învățătură pentru noi nu e suficient să nu fie nu e suficient să nu fie eretică în, doc, eretică în, doctrină sau eretică în doctrină, ci trebuie să nu fie eretic nici în practică. Da? Să nu semeni cu eretici în practică. În modul în care aplici lucrurile, în modul în care prezinți adevărul, da? În al patrulea rând, uitați-vă la predicat a farșilor învățători. Spune Scriptura că acești oameni predică erezii nimicitoare. O erezie Termenul înseamnă o părere puternică, distinctă. În Sfânta Scriptură, erezia, termenul eretic sau erezie este folosit, de exemplu, pentru partida fariseilor, pentru partida saduchielor. Sau când spune Pavel că era din partida cea mai îngustă, este termenul, termenul folosit erezie. De ce? Pentru că erezia, odată ce a intrat într-un grup de oameni, ea este atât de puternică și cheamă oamenii aceia să se distingă de restul. Zice, noi suntem tot farisei, dar suntem o partidă îngustă dintre farisei. Și anume au ajuns să fie numiți sectă sau separați, da? Sectă sau separați. Astăzi termenul acesta are o conotație pur negativă. Dar în trecut termenul acesta avea conotația aceasta, da? De a fi foarte separat, foarte îngust în doctrina ta, da? Biblia numește și derogator, așa, biserica era numită secta nazarinenilor. Da? În original este erezia nazarinenilor. Pentru că oamenii aceștia s-au separat da? datorită convingerilor noi pe care le aveau ei. Uitați-vă, e foarte interesant ce predicau erezii, ce se predica în ereziile astea nemicitoare. Este mai greu de dat seama, dar e interesant este să vedeți rezultatul. versetul 2 spune, mulți vor ura, urma în destrăbălările lor. Vedeți dumneavoastră legătura dintre predicare și purtare. Dintre erezia pe care ei au primit-o, și rezultatul în practică. Adică ei nu pur și simplu aici, ci cineva discuta niște nuanțe așa doctrinare. Domnule, tu crezi că așa, eu cred că așa. Dar până la urmă nu e așa important, sunt chestiuni secundare. Nu! Ereziile pe care oamenii aceștia au început să le creadă, a ajuns să se vadă în practica lor, pentru că spune că nu doar învățătorii erau destrăbălați, dar trăiau în imoralitate sexuală, în păcate sexuale ci și mulți oameni care au aderat la învățăturile lor, la ereziile lor, i-au urmat, nu spune că i-au urmat în ereziile lor, ci i-au urmat în destrăbălările lor. Deci ce predicau oamenii aceștia a ajuns să se vadă în practică. Poate e prea frontal cum spun lucrul ăsta. Cei care spun că doctrina nu contează, sunt proști. Ascultați-mă, sunt proști. Oameni care susțin, sunt oameni care susțin lucrarea diavolului. De deci să te duci și am auzit, te-am văzut, să te duci să spui în public în adunare, învăț, ce atâta teorie, fraților? Domnule, teoria duce la practică, asta e problema. Deci trebuie să fii complet ignorat sau un impostor să spui că teoria nu contează. Dacă teoria nu mai contează, de ce stai în fața adunării să spui că teoria nu contează? Pentru că însă și teoria ta nu contează, nu? Dacă spui că teoria nu contează, însă și teoria ta nu contează, adică te stai singur picioarele, nu de acolo. De ce mai stai la vot dacă teoria nu contează? Înțelegi? De fapt, el vrea să spună că teoria altora nu contează. Și contează numai teoria lui. Da? Dar vorbește la modul general. Nu. Învățătura, teoria, erezia, contează. Pentru că ea ajunge să se vadă în practică. Mulți comentatori spun că învățătura sau erezia de bază pe care acești oameni o învățau este că nu este necesar să fii sub domnia lui Hristos sau sub autoritatea lui Dumnezeu. De asta spune textul, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și că, legat de învățătura aceasta, predicau un libertinaj în trăire, de asta se duceau la destrăbălare, adică nu trebuie să fie domn, Dumnezeu nu trebuie să fie stăpânul vieții tale. Tu ești tu stăpânul vieții tale, poți să trăiești, ești liber în Hristos, poți să trăiești cum vrei tu. Și asta ducea la practica lor și mai negau, dacă se poate lega cu capitolul 3, mai negau venirea, venirea Domnului. Dar foarte clar se arată efectul doctrinei în viața lor. Da? să ne scoatem din cap ideea asta că s-ar putea cumva să credem învățături greșite și cum nu contează ce credem că până la urmă las că știm noi cum să trăim. Nu! Învățătura va ajunge să determine și să definească practica noastră. În al cincilea rând, uitați-vă la păcatul principal al acestor oameni. Care era problema lor principală? Petru identifică. Nu intrăm acum, dacă o să avem timp, o să intrăm într-o discuție mai largă despre pierderea mântuirii, dar nu acum, ci vreau să sugerez următorul lucru. Spune Scriptura, vor stricura pe forii și rezine mincitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat, da? Vor renega, vor nega, vor re... respinge pe stăpânul, da? Vor re... respinge autoritatea, au... vor respinge libertatea lui Dumnezeu și dreptul lui Dumnezeu de a guverna. De a guverna. Termenul acesta, stăpânul despotes, este folosit în general, dacă nu toate instanțele din scriptură, cu privire la Dumnezeu Tatăl și la autoritatea lui uh, asupra oamenilor. El este Dumnezeul vieții, este numit Dumnezeul uh, întregului pământ, care a făcut cerul și pământul. Da? Uh, se referă la autoritatea lui Dumnezeu asupra întregii creații. Într-un fel, oamenii aceștia negau autoritatea lui Dumnezeu. Negau dreptul lui Dumnezeu de a conduce. Da? Lucrul acesta... Din nefericire, chiar dacă nu credem în teorie, s-ar putea de multe ori să-l arătăm în practică, nu? Să-l arătăm în practică. Că respingem domnia lui Hristos Sau domnia lui Dumnezeu asupra vieților noastre Dreptul lui asupra vieților noastre Dreptul lui de a ne spune să facem ce vrea el Când vrea el Unde vrea el da Și raportarea noastră la cuvântul lui Dumnezeu Arată dacă noi suntem Sub domnia lui Dumnezeu Clar, oamenii aceștia, spune Scriptura, că se lepădau Se lepădau de stăpânul Care i-a răscumpărat Privilegiul lor este evident Au fost în adunare Au cunoscut învățătura au fost sau au avut parte de toate metodele Harului. Nu îmi spune Scriptura despre ei, versetul 21, ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii. Nu știu, dumneavoastră ați întâlnit, hai să extrapolez puțin exemplu, ați întâlnit copii de credincioși care au ajuns mai rău decât copiii oamenilor din lume? Eu am văzut. Deci am văzut ieșind din familii de credincioși niște destrăbălați niște destrăbălați de ultimă clasă. Ăla din lume, știți cum e? Că i asemănă în Scriptura cu, cu scloafa, care s-a întors la, ce, la mocir la ei și câine care s-a întors la ce vărsat. Ăla din lume are un fel de moderație așa în păcatul Și-o stabilit el un ritm al păcatului. Ăsta trebuie să recupereze. Să recupereze anii pe care i-au pierdut acasă. Da? Dacă a stat 20 de ani sau 18 de ani acasă, ăsta când se duce în lume, ăsta se bagă puternic. Ăsta rupe mesele, nu să joacă el. Domnule, trebuie să recupereze și ajunge mai porc sau mai scroafă decât scoafele din lume. Ăsta se tăvălește mocilă de adevăratele. Deci niște păcate scandaloase în care au trăit mulți oameni care au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, care au stat într-un loc în care a fost o influență puternică a metodelor Harului. Și în multe cazuri am văzut oameni care atunci când au ieșit din adunare, nefiind mântuiți, având, doar o influență moralizatoare a creștinismului, când au ieșit din spațiul acesta al binecuvântării lui Dumnezeu, s-au făcut praf. S-au făcut praf. Nu toți, dar foarte mulți dintre ei. Și Scriptura spune că așa s-a întâmplat cu oamenii aceștia. Vedeți, dumneavoastră, privilegiile pe care le avem, privilegiile spirituale, chiar dacă nu au o influență decisivă, mântuitoare în viața noastră, privilegiile acelea pun o responsabilitate teribilă asupra noastră. Nu este la fel dacă eu știu că trebuie să mă duc la adunare și după aceea încep să mă joc cu mersul la adunare? Ăla habar n-are. Ăla popa lui se mulțumește cu el că se duce dată pe an la, la, biserică. Sau de două ori pe an. Dar tu știi că nu poți jongla. Îți dau un exemplu. Tu știi că nu poți jongla cu lucrul ăsta. Că nu-l poți fenta pe Dumnezeu. Nu poți să-l fentezi pe Dumnezeu să spun. De ce nu m-am dus azi la adunare? Păi nu m-am dus că m-a durut călcâiul. E tu, tu, tu ești cu Dumnezeu aici, tu ai de -a face cu Dumnezeu, tu ai de -a face cu păstorul acum, tu ai de -a face cu ceilalți frați, că ce o să spună frații despre tine? Tu nu poți jongla cu Dumnezeu, nu poți să-l pe Dumnezeu. Lucrul acesta, cunoașterea pe care o ai, aduce o responsabilitate teribilă asupra ta. N-ați auzit dumneavoastră oameni din lume care spun, Doamne, nu-mi spune, nu-mi spune, nu-mi nu spune, nu spune, că nu vreau să fiu vinovat. Deci mai bine nu știu. El știe că dacă află adevărul, problema știți care este, deodată, ce el nu vrea să afle adevărul, tot deja îl știe, pentru că de asta se teme să afle să îl spui din nou. El știe că adevărul pe care tu îl spui îl responsabilizează. De unde știe? Pentru că știe că ești spui un adevăr. De deci ce este deja responsabilizat în momentul în care știe că ar trebui să audă adevărul, că tu spui adevărul și să teme și îl respinge, da? Să înșeală pe el însuși omul, da? Privilegiul, uitați-vă la privilegiul extraordinar pe care l-au avut acești oameni. Au avut parte de învățătura creștină, au fost în biserică, au fost în funcția aceasta. Uitați-vă la pedepsirea falșilor învățători. la lucru pe care îl spune textul acesta. Spune Scriptura, și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Interesant cum spune Petru lucrul ăsta. Nu spune că vor fi pedepsiți, mai încolo spune. deci vor face să cadă asupra lor. Adică dacă ești pierdut, ascultă-mă bine, dacă ești pierdut, ești pierdut din cauza ta. Dacă ești mântuit, ești mântuit din cauza lui Dumnezeu. Știți că la unii nu le convine treaba asta. Ascultă-mă bine, dacă ești pierdut, ești pierdut din cauza ta, cum se spune românul, pe barba ta. Dacă ești mântuit, ești mântuit din cauza lui Dumnezeu. El zice, nu, că Dumnezeu din veșnicie o ales pe unii și o lăsa pe ceilalți deoparte. Da, însă tu, cu trăirea ta, cu păcatele tale pe care le faci pentru că vrei tu și pentru că le iubești, tu singur îți sapi groapa. Tu faci să cadă asupra ta o pierzare praznică în momentul în care știi adevărul, știi Evanghelia și vrei în continuare să trăiești așa cum e natura ta să treci în păcatele tale. Da? Vrei să trăiești în păcatele tale. Uh, Asta e important să știm. Dacă ești mântuit, ești mântuit din cauza lui Dumnezeu. Dacă ești pierdut, ești pierdut din cauza ta. Ești pierdut din cauza ta și probabil pediapsa năpraznică de care au parte oamenii aceștia, cu siguranță, se datorează nu doar responsabilității pe care ei au avut-o, cunoașterii pe care au avut-o, ci și datorită mărturiei rele care a fost provocată față de lume datorită lor. Auziți ce spune Scriptura? Și calea adevărului? Va fi vorbită de rău. Mulții vor urma în destrăbălările lor. Pierzarea năpraznică care, care vine peste mulți oameni care au fost în adunare se datorează nu doar faptului că sunt responsabilizați prin faptul că au știut mult, li s-a dat mult, ci și datorită efectului pe care l-a avut trăirea lor și învățătura lor asupra oamenilor din jur. ce au spus lumea? Contează ce spune lumea despre mine. Și contează mai cu seamă dacă lumea spune lucruri adevărate rele despre mine. Și dacă din pricina mea, calea lui Dumnezeu este vorbită de rău, este o piedică misiologică. Da? Eu împiedic răspândirea luminii lui Evangheliei, lui Hristos. În momentul când din cauza mea se vorbește calea adevărului de rău. De asta vine pierzarea praznică peste ei. Nu doar că-ți vinovați față de ei înșiși ne fiind mântuiți, deși având toate aceste metode ale Harului, ci și datorită mărturiei rele, ci și datorită faptului că au influențat oameni din adunare. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Uitați-vă la popularitatea acestor oameni. Versetul 2. Ăsta e unul dintre aspectele cele mai tragice. Influența lor, popularitatea lor. Auziți, mulți îi vor urma. Este folosit un termen mai puternic în limba grecească să, se vede lucrul ăsta mai bine, un termen mai puternic chiar decât cel care este folosit în Evanghelie când se vorbește despre urmarea Domnului Isus Hristos. Se referă la o imitare de aproape. Mulți vor urma să vor uita după ei și precis îi vor examina și vor să fie ca învățătorii lor. Și vor urma pe ei unde, în ce? Nu spune că îi vor urma în, destră, în ereziile lor. Îi vor urma în destrăbălările lor. Pentru că Petru ne arată deja efectul acestor erezii în viața adepților lor. Eu vă spun cât de clar să poate lucrul ăsta. Eu nu văd un lucru grozav că suntem mai puțini decât sunt alții. Că în altă parte sunt mai mulți, 200 sau 2000. Nu văd un lucru grozav în asta. Îmi doresc din toată inima să fie mulți oameni care se întorc la Dumnezeu. Ăsta așa de liniștit că n-am cartea vieții. O, e teribil de liniștit. Dar îmi doresc și din cauza asta îmi doresc să fie mulți oameni, să fie toți oamenii să vină la Dumnezeu. În același timp, Scriptura ne arată că mulți sunt pe calea largă care duce la pierzare. Și în locul acesta ne arată Scriptura că sunt mulți care îi vor urma în destrăbălările lor. Îți stă mintea în loc la un moment dat. Am văzut cu frații un clip pe internet în care un cretin, la propriu, că n-ai cum să-i spui altfel, călca o femeie în picioare, însărcinată, un carismatic. Făcea numele lui Isus o călca în picioare. Da, o lovea, era însărcinată, da? Și era plină sala, acolo de oameni care urlau și acompaniau toată scena aia grotească, drăcească, diabolică. Doamne, te stai să întreb ca om, nu ca creștin, ca om. Păi știți, normal la cap? Cum poate să se ducă, cum poate să stea alte femei să se uite la scena aceea? Cum pot ea să facă scena aceea de față cu niște copii? Cum pot oamenii sănătoși la cap să se uite așa ceva? Știți cum? Prin încrederea nestăvilită pe care o dau unsului Domnului, omului lui Dumnezeu. Și aceasta, eu sunt total, adică cât de retardat trebuie să fiu eu ca să vă învăț pe dumneavoastră să nu respectați pe slujitori. Că n-am cum să mă numesc altfel, dacă aș face asta. Nu, respectul față de slujitori trebuie să existe. Respectul față de slujitori, auziți-mă, respectul față de slujitori. Respectul față de oameni care aduc Evanghelia și adevărul lui Dumnezeu trebuie să existe, că Biblia ne învață asta. Și să nu le faci munca grea, da? Să nu slujească din silă, să faci să fie amar să slujească adunarea. Eu sunt total pentru lucrul acesta, dar sunt total ca să faci lucrul ăsta față de slujitori, nu față de impostori. Și Biblia departajează foarte clar lucrurile. Unor oameni le convin când aud asemenea predici, zic așa, dă pe învățători, dă pe predicatori, dă pe păstori. Nu, stai să stai puțin. Nu, noi facem o departajare clară între învățătorii Falși și învățătorii care sunt chemați de Dumnezeu să fie învățători, că departajarea e foarte clară. E foarte clar. Și portretul acestor oameni ne arată uh, suficient de clar diferența dintre ei și oamenii adevărați. Tragedia asta este că mulți vor urma de destrăbălările lor, că sunt mulțimi de oameni care se duc, duc după ei, să mergi tu cu o haină și să lovești oamenii cu vezi și să fie mii de oameni care aclamează și aplaudă tâmpenii asta, idioțenii asta. Dom'le, stă mintea în loc, te gândești, dom'le, ce în capul la oamenii ăștia? Un copil și a putea da seama că e o joacă. Dacă ar pune pe calvi să se uite acolo, ar, ar râde. De ce se vede acolo? Ăia sunt oameni care să cred în sănătorul la cap, care cred că susțin și cred Evanghelia și stau acolo la scenele astea. V-am dat poate cele mai grotești exemple, dar sunt alte exemple care dovedesc tot că sunt falși învățători care -și urmați de oameni care s-a postați. Mulți vor urma. Îmi doresc și cred că cu toții ne dorim ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Și unii oameni care au asemenea lucruri, zic, a, ăștia sunt invidioși. ăștia sunt invidioși. Voi câte botezuri ați avut? Voi, la voi câți oameni s au întors la Dumnezeu? Voi... Dom'le, noi nu avem mântuirea în, la degetul nostru mic. Eu știu că ei pot produce, convertiți pe bandă rulantă. Se poate produce, o să știți, convertiți, convertiți, să pot produce pe bandă rulantă. Nu știți că Domnul Iisus Hristos. Uh, găsea la farisei lucrul acesta. Zice, înconjoară ăștia pământul ca să facă un ucenic și după aia îl fac un fiu al ghenii, de două ori mai rău decât el. O făcut convertitul? L-au făcut ăștia, erau evrei, erau învățători ăștia. O reușit să facă convertitul, da? Tragedia aceasta este. Mulți oameni vor urma în destrăbălările lor. Și acum un lucru pentru dumneavoastră, că aici e important. Pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Biserica va fi un efect, va fi o oglindă, va fi un rezultat al învățăturii păstorilor și învățătorilor. Va fi. Mie nu-mi este tot una, eu zic, fratele, Radu a făcut aia. Pff, și ce dacă? Nu, domnule, el stă sub predicarea mea. Înțelegeți? Fratele, sora cu tare, s-o gândi să facă nu știu ce nebunie. El a făcut, el o să dea seama înaintea lui Dumnezeu. Nu! El o sta o predicarea ta. Poate o dormit în timp ce tu ai predicat. Trebuia să-l trezești. Îți să spune despre fiul că a dormit cineva în timp ce predica și a început să tropă. Acolo era o podea de leam, a început să tropăie și a spus la trezit pe că nu are voie să doarmă când se predică cuvântul lui Dumnezeu. Nu că era el acolo. Că e o responsabilitate, da? Adunarea este un efect. În adunare se vor vedea rezultatele, efectele, dovezile, se va testa învățătura. Dacă noi predicăm o învățătură bună și efectul e rău, oamenii vor pune semne de întrebare cu privire la învățătura aceea. Ce învățătură să predică acolo? Vor ajunge să hulească pe Dumnezeu și să bajocorească calea adevărului. Se va întâmpla lucrul acesta, nu putem scăpa de el. Mulți, zice ei, vor urma în destrăbălările lor. Uitați-vă la purtarea acestor falsi învățători. Scriptura îi numește aici, mulți vor urma în destrăbălările lor. Acum, este, știți ce este interesant? Ei sunt destrăbălați și oamenii se duc după destrăbălările lor. Întrebarea este de ce se duc oamenii după destrăbălările lor? Adică cum ai putea să permiți în adunare niște destrăbălați? De fapt, aici, în textul acesta sunt multe întrebări care au un singur răspuns. Ascultați câteva întrebări. De ce predică acești oameni nimicitoare? Este un singur răspuns. De ce sunt numiți falți învățători? Este un singur răspuns. De ce ei se leapă de stăpânul care i-a răscumpărat? Este un singur răspuns. De ce va veni peste ei o pieire prăznică Este un singur răspuns. De ce au mulți adepți și nu au puțin? Este un singur răspuns. De ce va fi vorbită calea Domnului de rău din pricina lor? Este un singur răspuns. De ce oamenii sunt gata să plătească scump acești învățători? Că spune, prin cuvântări înșelătoare vor încerca să aibă un câștig de la ei. De ce toate întrebările astea? De ce, este, de ce avem toate întrebările astea și de ce există un singur răspuns? Și care e răspunsul? Știți care? Destrăbălarea destrăbălarea. De asta sunt plătiți, că sunt destrăbălați. De asta se duc oamenii după ei, că sunt destrăbălați. De asta sunt numiți falși învățători, că sunt destrăbălați. De asta trebuie să respingă autonomia și autoritatea lui Dumnezeu. De ce? Că sunt destrăbălați și nu ai cum să stai sub autoritatea lui Dumnezeu să fii destrăbălat. De asta predică ei rezini că sunt destrăbălați. De ce să duc oamenii după ei? Pentru că și ei sunt destrăbălați, le place destrăbălarea și o găsi pe cineva care le încurajează, le justifică și le predică destrăbălările lor. Și vedem imediat că oamenii aceștia, au a, a, probabil de seară, au o învățătură chiar făcută pe destrăbălare, care permite, care încurajează, care tolerează, a, a, tolerează destrăbălarea. Și Scriptura, nu uitați, vorbește despre un mediu creștin aici. Cum poate să ajungă un învățător ca acesta un destrăbălat în funcția unei adunări? Se poate, surori. Se poate. Se poate să ajungă destrăbălați să predice la învornă. Se poate ca în o adunare de oameni care sunt considerați născuți din nou și creștini să existe un învățător care își permite în limbaj, în atitudini, în apropiere față de femei să fie ca un om al lumii acestea. Să filtreze, să facă aprecieri, să, cum spune Scriptura, să-i scape ochii de prea curvie. Eu am stat la masă cu oameni în toată firea, cu oameni care sunt biserică de zeci de ani de zile și nu puteai să bei o cafea cu ei. Dacă ești la o terasă publică, nu puteai să bei o cafea cu ei. Așa, fă și mi Tu vorbeai, da, 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 el, da, a, așa, Cu oameni din adunare. Cu oameni care vezi cum îi fuge privirea. Nu se poate, îi fuge privirea. El nu se mai poate controla. Pur și simplu, nu se mai poate controla. Pentru că inima începe să dea afară după atâta mare de timp. Și scapă ochii de prea curvie. În discuții, în vorbe, în atitudini, îl vezi că e destrăbălat. Îl vezi că e desrăbălat. Oameni care își permit să care femei dintr-o parte în alta, fete tinere, să facă consilieri în doi, să facă consilieri uh, private pe internet, să facă tot felul de lucruri care arată o singură problemă. Că n-au înțeles cât de importantă este reputația lor ca învățători, reputația bisericii, reputația lui Dumnezeu înaintea lumii. Și că acestea sunt lucruri periculoase. Uh, cu, am făcut un vlog cu fratele Mihai unde spunea l- a sfătuit înainte să intre în lucrare să nu se atingă de două lucruri. De banii bisericii și de femeile din biserică. Prima dată, dacă nu mă înșel, că m-am dus într-o adunare în vizită, fratele păstor, asta biserică baptistă, apropo, fratele pastor îmi face cunoștință cu o domnișoară care, sărmana de ea, adică era evident că... Dar omul vrea să fiu ca el, știți, mai voia niște adepți. Am făcut cunoștință cu ea la finalul uh, slujbei, ne-am împreunat mâinile a, La un moment dat am avut senzația, ni le ținea pe amândoi în mână Așa am avut senzația că ne cunun acolo la ușa bisericii Și-a rugat-o pe domnișoara aia să, dacă era domnișoară, domnul știe Să mă scoată în oraș la nu știu ce Vă dați seama că am fugit ca de satana Asta păstor, da? Deci un păstor făcea în direct acolo slujbe Pac, pac, rânduia, combina, făcea, rezolva el problemele ca după o perioadă foarte scurtă de timp, să se dovedească că omul trăia însuși în tot felul de mizerii și de destrăbălări. Și știți ce e interesant? Biserica știa. Biserica știa. Știa că avea scăpări. Știa că îi plăcea să care studente la, cu mașina câte 200-300 de kilometri să le care la facultate și înapoi. Știa biserica. Ba chiar erau surori care îl rugau. Frate, nu vrei să ieși pe sora până Sora de 18 ani, de 20 de ani. Acum ai, arată? Ca o băbuță, nu? Ce mare lucru să mergi cu ea 4-5 ori în mașină? Puh, mare lucru, da? Fără nevastă, fără nimeni. Numai voi doi, așa, o să aveți o părtășie sfântă. Destrăbălați! Asta e destrăbălare! Asta arată o inimă bolnavă! O inimă destrăbălată! Lucru tragic este că multe adunări tolerează lucrurile acestea. Și știți de ce le tolerează? Pentru că ei înșiși fac lucrurile asta Pentru că ei înșiși au în familie lucrurile acestea. Și ne-au luat un popă ca noi. Un postor ca noi, da? Scriptura spune foarte clar aici. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Haideți să ne uităm la produsul lucrării acestor învățători. Ne arată Scriptura față de cei din interiorul creștinismului, da? Că se promovează, se învață, să permite un libertinaj moral, da? Un libertinaj moral, o trăire în destrăbălare. Față de cei din afara creștinismului, spune Scriptura aici din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Lucrurile acestea, frați și surori, s-au întâmplat de când îi creștinismul. Calea Domnului va fi vorbită de rău din pricina oamenilor care intră în adunare, care îți destrăbălați, care au să predice destrăbălarea, să influențeze pe alții, să avungă și ei destrăbălați. Și știți ce se întâmplă? Tot ce trebuie să facem noi, care suntem copiii al lui Dumnezeu născuți noi, este să tăcem din gură. Frate, frate, Dumnezeu judecă. Da. Cu filozofiile astea și cu teoriile astea, domnule, n-ai dragoste, n-ai dragoste. Imediat voi vă gândiți la disciplinare. N-ai dragoste, n-ai dragoste, n-ai dragoste. Da, domnule, noi ne gândim la imaginea bisericii în lume și la faima lui Dumnezeu în lume, că aici nu e vorba despre mine și nici despre ăla. Că printr-un caz de acesta au fost locuri și în special la sate în care 20, 30 sau 40 de ani mărturia bisericii n-a putut să fie spălată de un singur caz de curvie tolerat. N-a mai putut să fie spălat. Au fugit tinerii la oraș, au mai rămas câțiva oameni, s-au născut câțiva prunși pe acolo și părinții le-au povestit la prunci și au făcut pocăițe. Și a făcută praf pentru totdeauna mărturia adunării. Pentru că oamenii au mers cu vorbe de asta. Fraților, să avem dragoste, lucrurile astea trebuie private, trebuie tratate privat, trebuie păstrate în interior, lucrurile acestea las că Dumnezeu știe, Dumnezeu și judecă. Păi ce am fost noi cu camera de filmat acolo, nimeni nu știe exact cum au fost, că mai multe vorbe, cât mai multe idei și tot felul de gogoși din astea. Și mărturia bisericii s-a făcut praf. Și n-au mai recuperat niciodată ce au stricat. Niciodată. Și să vă spun ceva, oamenilor din lume le convine treaba asta. Știți de ce? Că și ei sunt destrăbălați. Ei nu o să vorbească, știți, aici e inconsecvența. Oamenii din lume nu o să vorbească de rău uh, învățătura bună. Ei nu o să vorbească de rău, uh, nu, nu o să vorbească de rău pe uh, ăștia. Și o să zică, mă, la pocăiți au fost un singur destrăbălat. Nu așa o să vorbească. Ei o să zică, pocăiți sunt destrăbălați. La voi, la... Noi știm că la voi la pocăiți să face nu știu ce. Dar pe drept să spune asta, pentru că pocăiții au luat parte la păcatul acela prin simplu fapt că l-au tolerat. El nu o să zică, mă, domnule, eu sunt să o mă înțelep. eu știu că a fost un singur caz acolo. Nu o să spun despre toți că sunt așa. Nu o să fac așa. Pentru că el însuși fiind destrăbărat zice, dar de ce să vin la voi? Are o scuză acum, de ce să vin la voi? Ce? Că și la voi e tot la fel ca și la noi. Că și voi faceți același lucru ca și la noi. Și lucrurile acestea sunt lucruri care se întâmplă astăzi. Au fost profețite de 2000 de ani și sunt lucruri care se întâmplă astăzi în bisericile evanghelice din țara aceasta. Calea adevărului va fi vorbită de rău. Mai fă misiune după asta. Că primul lucru care ți-l va spune când îl vei chema va fi ăsta. Bă, voi vorbiți. Dar nu știu eu pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe pe ăla. Pe am întâlnit cu oameni din lume care mi-au dat, cum zic, detalii pentru că au fost cu ei la Bairam. Au fost cu ei la destrăbălare. Acum zice, bă, eu n-am mica cu ei, sunt prieteni cu ei, dar nu spune mie, nu spune mie, că nu am ce să fac acolo. Adică, bă, știm că până la urma urmei toți facem și credem la fel. Ce, eu nu cred în Dumnezeu? Și eu cred în Dumnezeu? Și ăștia fac ca noi? Au vedea noi, Dumnezeu s-o îngriji. Lasă, nu mai spune tu mie povești. Fă misiune după aia. După ce spune Scriptura aici, calea adevărului. Vedeți, nu vedeți răbălații vorbește de rău, ci vorbește calea adevărului de rău. Chiar dacă cei care au intrat înăuntru au fost falși, chiar dacă adepții au fost și ei falși, ei nu vor spune asta. Calea adevărului va fi vorbită de rău. Calea adevărului va fi vorbită de rău. Vedeți așadar, influența, impactul ereziilor nu este doar doctrinar, este eclesial, este social, este misiologic. Da? Ereziile nu sunt lucruri ușoare, învățăturile acestea nu sunt lucruri ușoare care trebuie trecute cu vederea. Trăirea destrăbălată nu este un lucru ușor care trebuie trecut cu vederea. Am întâlnit și iarăși asta este numită procesul de recuperare a tinerilor. Ai întâlnit tineri, ai doi tineri care trăiesc în curvie. Și vin și spun că vor să căsătorească după ce trăiesc în curvie, da? Ce faci? Păi acum, bine cu mai multe, numai cu una, știi? Am auzit logică din asta la frați slujitori. Am ce să le fac Mai bine cu unii în sori sau ce le mai faci tu acolo și dă-le drumul, știi? Dă-le drumul. Ca să auzi după aceea că mulți prieteni de-a lor, știți cum fiecare persoană are un prieten bun, nu-i așa? Eu am un prieten foarte bun. De exemplu, zic că am un prieten bun pe Radu. Și eu zic, bă, Radu, te spun treaba asta, te -am, am, am, o povară pe inimă, te, am un prieten care a făcut chestii să trăiești, așa, nu știu ce, discutăm noi doi, zic, bă, dar să nu spui la nimeni. Și spii-i, bă, nu spun la nimeni. Numai că Radu mai are un prieten bun, un singur prieten bun are și Radu. Și îi spune la prietenul la foarte bun al lui. Prietenul la bun al lui Radu are el un prieten foarte, dar foarte bun. Adică chiar de când era el mic și un om de încredere, că îl știe de când era mic. Ei de la grădiniță au fost împreună și un prieten bun. E, prietenul la bun al lui Radu, între timp mai are și el un prieten foarte bun. Și tu te-ai dus și public, faci o ceremonie în aia, ceri binecuvântarea lui Dumnezeu, dai cu aghiasmă în asta pocăită peste ei, fără apă, da? Dai peste ei, binecuvântate, nu știu ce, și sui uite necredincioși și spune, bă, e o panaramă și -o, vai și Și la asta e la fel. Și la fel. Și tu ai avut impresia că ai rezolvat o problemă. N-ai rezolvat nimica. Problema trebuia tratată altfel. Problema trebuia tratată altfel. Și te-ai făcut părtaș la lucrarea aceea și ai contribuit acolo și ai încurajat lucrurile. Și pot vă, da, vă pot da o sumedenie de exemple de felul acesta. Asta este destrăbălarii, este încurajarea destrăbălării. Este protejarea destrăbălării. Este tolerarea destrăbălării. Alți tineri din biserică știu lucrul să și fac la fel. Și tot așa. Și tot așa. Și după aceea recuperă imaginea adunării. Și după aceea fă misiune. Și după aceea influențează. Și ce mi se pare mie extraordinar la Petru? Petru nu se teme să spună lucrurile astea public. Petru nu are o problemă să departajeze foarte clar, clar, secta asta de destrăbălaților cu falcelor învățători, chiar dacă era o biserică, de biserică. El spune, între voi vor fi. Și departajează pe ăștia voi de falși învățători. Pentru a face o separare între ei, da? Face o separare între ei. Uitați-vă la pasiunea falșilor învățători. Ce spune scriptura despre ei? În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Am întâlnit persoane care folosesc texte ca și acesta pentru a justifica faptul că slujitorii nu trebuie susținuți financiar. Acum că unii slujitori își permit să se susțină singuri financiar, slavă Domnului, niciun fel de problemă chestiunea asta. Însă scriptura arată foarte clar, Pavel arată lucrul acesta că slujitorii au fost susținuți de biserică, au fost susținuți în misiune și așa mai departe. Sunt două lucruri pe care, cel puțin două lucruri pe care trebuie să le subliniem aici cu privire la oamenii aceștia și pasiunea lor. Da? Problema nu e că susținuți ce au zis ce spune Scriptura, problema lor e că sunt lacomi. Lacomi. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Problema lor e că sunt lacomi, lăcomia, și faptul că folosești biserica ca o platformă prin a câștiga. Sau pentru a câștiga. Ei nu vor să trăiască la nivelul normal al adunării. Și îți veți vedea, în cele mai multe mișcări eretice, cu revelații, cu tot felul de povești, guru e foarte bogat. Că el e unsul Domnului. Și chiar teologia asta, dacă semen la unsul Domnului, vei se cera și tu. Și semen la unsul Domnului financiar și Domnul te va binecuvânta. Și unsul Domnului, cu ghilimelele de rigoare, da? Uh, unsul Domnului trăiește cu 10 trepte deasupra uh, întregii adunări. Da? El nu trebuie să facă afaceri, da? Scopul, el nu este susținut să trăiască. Scopul lui în adunare este ca să jecmânească adunarea, să scoată din adunare, să extragă din adunare, da? El nu are interes, zice, domnule, eu păstorez biserica asta, cum spune Pavel, domnule, nu e normal să bea din laptele durmei. A, da, e normal. Ha, el nu să mulțumește cu laptele. El ia și lâna, dă și pielea jos de pe tine și vrea și carneta. ta. Da? Măcel, abator să facă cu adunarea. Că ăsta e interesul lui, el pentru asta este acolo. Da? Și oamenii ăștia se depistează. Oamenii ăștia se depistează foarte ușor. Pe orice cale el încearcă să extragă. Te manipulează dacă e nevoie. Te amenință dacă e nevoie. Îți spune că ești blestemat de Dumnezeu dacă e nevoie. Îți spune că ești binecuvântat de Dumnezeu dacă îi dai lui dacă e nevoie. Da? În fel și chip direcționează toate canalele, toate canalele spre el. Și interesant, în Sfânta Scriptură, avariția, lăcomia este legată de curvie, de destrăbălare. În multe locuri. Lăcomia este legată de curvie. Citiți Efeseni, citiți Coloseni și veți vedea. Zice, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultări. Și curvia cu iubirea de bani sau lăcomia de avere sunt puse împreună. De obicei lucrurile astea merg împreună. Acum poate noi nu putem să facem conexia. Care e conexia între curvie și lăcomie? Dar Biblia arată că ele sunt puse de obicei împreună și foarte important de observat. Hai că poate sunt adunări care curvia ar mai disciplina-o. Dar în câte adunări ați auzit că oamenii sunt disciplinați sau mustrați pentru lăcomie de avere? Eu n-am auzit niciun caz până acum. Ați auzit vreun caz? Nu. Păi de ce să fie disciplinați pentru lăcomie de avere? Deci pot să, se bată doi frați între ei pentru 30 cm de pământ, să-și dea cu gardul un cap, să fugă unul cu furca după altul, da? Pentru că au făcut public treaba asta. Îți trași la răspundere de adunare. Dacă strași. Dar nu că la cum. Domnule, de ce a fugit unul cu furca după altul pentru 30 cm de pământ? Pentru că la cum de avere. Ce? Cum tratează Domnul Iisus problema când vin doi frați să se certe la el? Zice, nu mă a pus nimeni judecător între voi și zice, aveți grijă la iubirea de bani, la lăcomia de avere. Ca asta duce la pierzare veșnică. La asta duce. Și domnule, dacă eu văd pe un om că trăiește într-un păcat care îl duce la pierzare veșnică, cum pot să-l las în pace? Se spun bine că nu o curvit. Nu, el tot la pierzare veșnică să duce. Tot la pierzare veșnică se duce, da? Sau făcut uh, 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 momente și momente și cazuri după cazuri și poate în țara asta vedem pretutindem lucrul acesta oameni care nu mai au timp de rugăciune, nu mai au timp de neveste, nu mai au timp de prunș, nu mai au timp de familie, nu mai au timp de adunare, nu mai au timp de nimic. De ce? Frate, muncesc. Acum sună bine să spui că muncești, nu? E bine să fii un om muncitor, nu-i bine? E extraordinar. Frate, eu nu sunt ca tine care studiez toată ziua. O, ați auzit, eu am auzit asta de m- Frate, nu sunt ca tine care studiez. Noi muncim, frate! Noi muncim. Știți cum se cheamă asta? Știți cum se cheamă? Lăcomie de avere. Niciunul dintre dumneavoastră și dintre noi nu muncește atât de mult numai acasă. Trebuie să aduc o pâine acasă. Serios? Deci tu, tu vrei să-mi spui că atât ai muncit pentru o pâine. Deci nu ai o pâine și de asta ai muncit așa de mult. Deci dacă ar fi așa, uite, îți dau eu pâinea. Dacă pentru pâine, dar nu muncim pentru pâine așa mult, nu? Să fii serios. Să fiți zero, nu despre asta e vorba. Și asta se întâmplă pretutine în țara asta. Dintr-o biserică de 300 de membri, vineri seara 25 sau 30 de oameni. Și cum se cheamă asta? Confort, lux, lăcomie de avere, lipsa iubirii de Dumnezeu. Asta se cheamă. Asta se cheamă când bate vântul pe acolo. Când bate vântul acolo. Și Scriptura ne arată, iarăși aici, pierzarea falșilor învățători foarte clar. O sânda îi paște de multă vreme. Poate îi vezi că supraviețuiești. Zici, bă, de ce nu-i trezănește Dumnezeu? Când vine odată? Că vedem în capitolul 3 că oamenii aceștia negau venirea zilei lui Dumnezeu. Știți de ce negau venirea zilei lui Dumnezeu? Că ziua venirii lui Dumnezeu nu este o zi de bucurie pentru ei. Este o zi în care toate lucrurile se strică. Este o zi care spune că ar trebui să-i facă pe credincioși să aibă o purtare sfântă și evlavioasă. De ei vreau să trăiască în destrăbălare. Și Petru îi anunță. Puteți să negați voi cât vreți voi ziua venirii Domnului. Pentru că pierzarea asta, o sânda aceasta îi paște, auziți, de multă vreme, e stabilită deja condamnarea și nu doar condamnarea, ci aplicarea ei. Și auziți, și pierzarea lor, o personifică aici, pierzarea lor nu dormitează. Și freacă mâinile, așteaptă. Vine momentul, vine ziua. Ne arată Scriptura foarte clar finalul acestor oameni. Finalul acestor oameni. Acestea sunt câteva uh, detalii generale pe care Scriptura ni le dă în locul acesta despre învățătorii falși. Rugăciunea mea pentru adunare, pentru fiecare dintre dumneavoastră, este ca să dobândiți prin uh, aceste mesaje și prin Cuvântul lui Dumnezeu un discernământ spiritual special, un filtru special pentru a depista învățătorii falși și învățăturile false. Acestea vor avea un efect în practică. Acestea vor avea un efect în societate. Oamenii vor spune ceva. Să va vedea lucrul acesta. Și să vede. Și astăzi să văd lucrurile acestea. Dumnezeu să, vă, să ne binecuvânteze pe toți, să ne lumineze prin Duhul Sfânt și să ne protejeze. Și să ne protejeze. Și rugăciunea mea publică înaintea lui Dumnezeu. Publică înaintea lui Dumnezeu este dacă vreodată Dumnezeu ar vedea că iau la vale și nu m-aș opri să mă secere la timp, că e mai bine așa și pentru mine, și pentru familia mea, și pentru biserică. Amin.